Stimați ascultători, vă spun din nou bun găsit, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Discutăm astăzi pe marginea unei cărți semnate de Mary Eberstadt despre situația creștinismului și a creștinătății în Occident în acest moment. Discutăm împreună cu domnul Teni Făroanu, membru al Alianței Familiilor din România, teolog, pe marginea acestei întrebări și a acestei dileme. Încotro se îndreaptă Occidentul? Care credeți că a fost motivul pentru care doamna Mary Eberstadt s-a oprit asupra acestui subiect? După cum chiar ea, în interviul pe care l-a dat, spune, a fost inițial pura curiozitate. S-a întâlnit cu situația bisericilor creștine din Europa Occidentală și a fost șocată de cât de goale sunt bisericile și de cât de secularizată e societatea în general. Și a încercat să înțeleagă pentru ea însăși, în primul rând, de ce, cum s-a ajuns ca niște zone care inițial erau focare creștine să îl piardă pe Dumnezeu, să se depărteze de Dumnezeu. Ce concluzie răzbate din studiul ei? Care este motivul pentru care Occidentul l-a pierdut pe Dumnezeu? Ea inițial discută motivele care sunt de obicei aduse ca justificare a faptului că Occidentul l-a pierdut pe Dumnezeu. Se referă la educație, la raționalism, la cele două războaie mondiale și criza care au determinat-o în sufletele oamenilor, dar spune că din ceea ce cercetarea aceste lucruri nu explică, de fapt, criza religioasă din Occident, ci criza din Occident s-a dezvoltat ca urmare a unei crize a familiei. În cauza destrămării familiei s-a ajuns încet încet să se destrame și bisericile, să se pierdă și credința. Și de fapt aici este sclipirea ei de geniu în a observa că nu atât familia a intrat în criză din cauza unei crize religioase, cât invers, religia a intrat în criză din cauza unei crize a familiei. Deci, ce a fost mai întâi, oul sau găina? Criza religioasă a distrus familia sau distrugerea familiei a dus la criza religioasă? Mary Eberstadt spune că la început a fost criza familiei, și ea spune că această criză a fost determinată în primul și în primul rând de industrializare și în al doilea rând de revoluția sexuală din anii 60. Aceste două lucruri au afectat foarte puternic familia. Industrializarea, urbanizarea forțată a rupt oarecum familia extinsă și a forțat să se structureze altfel familia și acest lucru a avut un impact negativ. Încet, încet, familiile s-au destrămat, nu și-au mai găsit ritmul. Au trebuit să apeleze din ce în ce mai mult la stat, deci s-a ajuns la un fel de protectorat a statului, etatism, cum îl numește ea în cartea ei, care a fost foarte detrimental familiei pentru faptul că statul a încercat să-și însușească încet, încet, unele prerogative care aparțineau înainte strict familiei. Și oamenii au început să se obișnuiască și n-au mai pus accent pe legătura din familie, fapt care a dus la o erodare și mai mare a familiei. Și apoi a fost revoluția sexuală din 60, care știm ce a presupus și știm ce efecte a avut cu coabitările, cu divorțurile, cu promiscuitatea și evident că asta nu poate să ajute nici cum o familie. Există totuși societăți și civilizații în care familia este la rang de mare cinste și care totuși nu au nicio legătură cu creștinismul și cu Dumnezeul Bibliei, cu toate că pun mare preț pe familie. Da, așa este. Ea nu a analizat, ea a interesat-o strict societățile creștine și a încercat să vadă dinamica aceasta în cadrul societăților creștine. Deci, dar bănuiesc că în comunitățile, în zonele în care familia a fost tratată cu tot respectul și atenția, și tradițiile lor s-au păstrat altfel și societatea a funcționat altfel. Nu mă pot băga foarte mult în subiectul ăsta pentru că nu-l atinge Mary Eberstadt. Este o temă pe care o abordează acest interviu prezentat în buletinul Alianței Familiilor din România, și anume dacă criza economică și demografică ar putea avea ca rezultat tocmai revigorarea familiei. Da, exact. Ea a observat, bine, consultăm și alte studii de la universități de prestigiu, cum ar fi Oxford, Harvard,
observat că întotdeauna există o ciclicitate în ceea ce privește viața, bunăstarea familiei. Sunt perioade în care familia suferă un declin și aceste perioade sunt aproape totdeauna urmate de perioade în care familia din nou se întoarce la valorile adevărate, din nou progresează, din nou devine ceea ce e menită să fie, pentru faptul că, observa Mary Eberstadt, nu au găsit nici o instituție care să poată cu adevărat prelua toate sarcinile care, de fapt, sunt menite familiei. Și ei încearcă, de exemplu, etatismul, da, statul paternalist, care încearcă să-și preia anumite sarcini, anumite prerogative ale familiei, încearcă să suplinească, dar la un moment dat colapsează, face implozie, cum spune Mary Eberstadt, și atunci oamenii își dau seama că nu se pot baza pe stat în bunăstarea lor și trebuie să se întoarcă din nou spre susținerea mutuală în cadrul familiilor și în felul acesta, întorcându-se spre familie, din nou se reiau legăturile, se întăresc relațiile, se reorganizează, se restructurează totul și asta poate să ducă în final la o restabilire a familiei ca ceea ce trebuie să fie. Sunt studii care spun că în momentul înainte de a se preda evoluționismul în școli, prezența la biserică era de 50% și în Europa și în Statele Unite. La 100 de ani după ce s-a început predarea evoluționismului în școli în Europa, doar în școlile din Europa, nu și în Statele Unite, prezența la biserică după 100 de ani de îndoctrinare cu evoluționism a scăzut la 5%, pe când în Statele Unite a rămas tot la 50%. Evident că orice perturbare a religiei duce la o perturbare a familiei și viceversa. Este un fel de ciclicitate. Sunt lucruri care se cauzează reciproc și se susțin una pe alta. Și în bine și în rău. Dacă există o creștere, un progres în ceea ce privește bunăstarea familiei, chestia asta se va vedea și în atitudinea religioasă. Dacă invers există un progres sau un regres în viața religioasă, asta se va vedea și în familie. Deci e un fel de elice dublă, cum spune Mary Eberstadt, nu e o singură direcție de cauzalitate, dar ea crede că, cel puțin în cazul secolului 20, totul a pornit de la perturbarea familiei și nu de la perturbarea religiei. Și apoi, cum a spus întrebarea cu evoluționismul, e foarte posibil ca, odată cu cauza asta, care știu eu, e atacarea convingerilor religioase prin tot felul de teorii, mai mult sau mai puțin justificate, odată cu asta să fie intervenit și alți factori care să fi fost pur și simplu, știu eu, sincronizați în mod involuntar cu problema evoluționismului și a doctrinelor acestora și nu putem să știm cu siguranță ce a cauzat mai mult lucrul ăsta și ce a cauzat mai puțin, dar sunt convins că există o influență și în sensul ăsta. Pentru că în momentul în care cineva vine și spune sub semnul întrebării valorile fundamentale, credința ta, nu se atinge credința ta numai în punctul respectiv, ci ți-o dărâmă cam pe toată, pentru că în momentul în care tu nu mai ai încredere în autoritatea Sfintei Scripturi, nu mai ai încredere în revelație, încrederea asta suminează și celelalte lucruri pe care le crezi din Biblie, din biserică, nu? Ce sugestii prezintă autoarea pentru depășirea crizei în care se află în acest moment familia europeană? Și familia europeană sună interesant, nu familia țărilor europene, ci da, familiile din Europa. A fost doar exact un joc de cuvinte. Da, ea, în primul și în primul rând, se adresează responsabililor comunităților religioase, pastorilor, preoților și spune că ei trebuie să înțeleagă că familia nu este doar ceva abstract, știu eu, despre care se vorbească doar așa, ca și o considerație teologică, ci că ea reprezintă însăși coloana vertebrală a instituțiilor lor și că trebuie să facă tot ce pot pentru a întări familiile și a îi face pe oameni să înțeleagă valoarea familiei. Pentru că, spunea ea, în momentul în care familiile se vor întări în câțiva ani, în câțiva zeci de ani, poate lucrul acesta se va vedea în numărul celor care merg la biserică. O altă chestie care iarăși o recomanda era să se organizeze tot felul de grupuri de acestea de
între ajutorare între familii, să se organizeze evenimente în comun, în așa fel încât tinerii să vadă frumusețea unei familii, să înțeleagă ce înseamnă sprijinul mutual între familii, într-o comunitate, și în felul acesta să înțeleagă valoarea familiei și la rândul lor, când vor ajunge să-și întemeieze familie, să lupte cu adevărat pentru ea, înțelegându-i valoarea. Din experiența noastră de teolog, care sunt primii trei factori care influențează negativ familia în acest moment? Cel puțin în România, cu cei cu care ați avut legătură. Deci, în primul rând, există o influență mass media foarte negativă, programele de televiziune, tot ceea ce se scrie și pe internet și nu numai, dau o imagine foarte, foarte falsă despre ceea ce înseamnă familia, despre ceea ce înseamnă sexualitatea, în primul rând. Și e foarte greu să ieși din această mentalitate, pentru faptul că devii izolat, ești privit cu suspiciune, ești privit chiar ca și un posibil caz psihopatologic, te simți stigmatizat, mai precis. Așa e. Și deci cred că influența mass media asupra familiilor este foarte negativă în prezent. Când vezi la televizor atâtea vedete care se căsătorește, se despart de nu știu câte ori și care își afișează anumite aspecte ale vieții private în public cu o dezinvoltură și o nerușinare, puțin, nu poți să-ți concepi ca un om cu minte și cu mintea la cap, nu pot să concepi că așa ceva se poate face în public, dar, în sfârșit, ei o fac, din ce motive ei știu, și văd foarte mulți tineri influențați și tulburați. Și li se prezintă lucruri care, de fapt, sunt de rușine, li se prezintă ca ceva firesc sau chiar ceva lăudabil. Scrie Biblia despre acest aspect. Evident, pentru că nimic nu este nou sub soare, doar ne întoarcem de multe ori la aceleași lucruri, tocmai pentru că nu vrem să învățăm din ele. Și asta ar fi o primă chestie. A doua chestie este poate și ritmul la care te obligă societatea, ritmul frenetic, care te face să nu mai apreciezi viața în general, să pui accentul foarte mult pe societate, pe carieră, să pui accentul pe un fel de realizare personală în detrimentul altora, te face foarte egoist. Te învață să lupți foarte mult pentru tine și prea puțin pentru ceilalți. Caritatea și altruismul sunt văzute oarecum cu ochi sceptici, cinici uneori chiar. Și asta ar fi o a doua chestie care cred că afectează negativ. Și pentru creștini acum, în al treilea rând, cred că ce afectează foarte mult în mod negativ familia este că ei nu înțeleg că în cadrul familiei pot trăi o viață de sfințenie. Pot trăi o viață cu totul deosebit și că au un model în iubirea dintre Hristos și biserică pe care ar trebui să-l imite în iubirea lor în familie. Și poate se vorbește prea puțin în acest sens în comunitățile religioase despre cum ar trebui să arate o familie adevărată, despre care este idealul la care trebuie să tindă un om căsătorit. De multe ori idealul ăsta e pus mult prea jos și fiind pus mult prea jos nu interesează pe nimeni, pentru că dacă este prezentat ca ceva care, nu e dificil, care nu necesită cu adevărat un efort, atunci nici interesul nu este pe măsură. Bine, spun asta pentru că de multe ori tinerii caută idealuri mărețe, caută idealuri pentru care trebuie să lupte, așa sunt făcuți ei. Da. Și am observat că în momentul în care ei înțeleg cât de sus trebuie să tinzi în perfecțiunea spirituală în viața de familie, când înțeleg ce mare valoare este această trăire, când înțeleg cât de aproape pot fi de Dumnezeu într-o viață de familie desăvârșită, atunci devin mult mai fascinați de așa ceva și încep să caute și ei cum să ajungă acolo, caută soluții, caută să se desăvârșească și relația cu Dumnezeu se schimbă. Intervin o groază de factori care le schimbă perspectiva. La final, două, trei sfaturi pentru cei care ne ascultă acum, care poate trec printr-o criză de o magnitudine mai mare sau mai mică și ar dori ceva practic. Da, întâmplarea face că eu chiar lucrez la un doctorat pe criza familiilor, pe criza relației sponsale, de fapt. Dumnezeu să vă dea izbândă. Da, și ce sfat aș putea da eu este în primul rând să se înțeleagă că o criză nu este niciodată un capăt de drum,
că de multe ori o criză este o abundență de lumină care te orbește. Nu mai poți să vezi de multe ori pentru că e prea multă lumină și tu crezi că ești în întuneric. Și dacă înțelegi această perspectivă, faptul că criza de multe ori este un moment care te obligă să crești, te obligă să faci un pas înainte, să nu rămâi acolo unde te găsești în momentul respectiv, atunci îți schimbă foarte mult și atitudinea interioară, te face să lupți altfel pentru ceea ce lupți, pentru familie în cazul respectiv. Iar în al doilea rând, cred că un alt lucru important pentru cei care trec într-o perioadă de criză în familie este că ar trebui să citească mai mult, ar trebui să pună mai mult preț, să înțeleagă că așa cum e foarte greu, de exemplu, să stăpânești, știu eu, o știință, o artă, trebuie să muncești foarte mult, să exersezi foarte mult ca să stăpânești, da? La fel și în relația dintr-un cuplu și într-o familie, ca să poți să ajungi la desăvârșire, trebuie să lucrezi foarte mult, trebuie să te informezi. Lucrurile nu vin de la sine. Numai buruiana crește singură de la sine. Când vrei să cultivi ceva de valoare, trebuie să muncești mult. E ca o grădină pe care trebuie să o îngrijești cu cea mai mare grijă. Dacă nu o îngrijești și aștept să meargă de la sine, te trezește cu grădina inundată de buruieni și cu toate plantele ofilite și normal că lucrurile se sfârșesc prost. Foarte bună comparație, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am discutat prin telefon împreună cu domnul Tony Fărăoanu de la Cluj, teolog, pe marginea cărții semnată de Mary Eberstadt, intitulată Cum l-a pierdut Occidentul pe Dumnezeu, o nouă teorie a secularizării, și ne-am extins puțin la ce înseamnă și cum se prezintă familia în România în acest moment. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!